Ei, estou tratando a minha chivina, mas se lá um episódio de Hitman 2, é quando não deixa você ser mais próximo de peixe. Sabe onde é o exit? Tinha uma forte grão, tá? Aí você vê. Da. Sou sniper. Yay! Tchau, choro. Ah, e tinha uma mexe peixe da câmera de peixe, esta. Tá com medo peixe, a área como se eu traga menino no peixe. Peixe. Isso é meio adiante pela língua, é isso? Lá, meu amor, Tizi. Ué, vou caminhar. Cata, Tizi. Já com uma lucro que a maioria começou a mudar essa escalada, mas um fraio aí. Vou ter lá colocar a fraia. Se vai anca um. Ai, de capo, né? Mas é um turno dela. Se desta não, como se escapa. Dá o T, close. Și mă duc chill. Adică nu alerg sau ceva. S-a ținut turnul ăla? Din față aici. Ăla e. Ia să mă duc eu chill. Save, create. Așa ia. Da, dintr-un glonț m-am omorât. Gândiți-vă la chestia asta. Vedeți câtă viață mea. No, nici nu se uită la mine. Nu cred că are ceva cu mine. Deci. Aici vine un tip care aleargă. Easy. Și acum dacă o să o iau încolo sau o iau pe jos. O iau pe jos, dar e fraierul ăsta care poate să se uite la mine oricând. Ia uitați-vă. Sau nu se poate uita? Nu se poate uita. Fraier. O luăm pe aici. Hai repede să vedem. Și aici cred că e exit-ul, nu? Da, acolo e exit-ul. Frate, ce easy misiuni, frate, îmi dă. Hai mă, mai grele, hai, come on, bitches, come on. Nu e bine să zic așa, că o să vină mai grele într-adevăr și asta nu e bine deloc. Deci, aici în față e exit-ul, cumva să zic. Uite, acolo e exit-ul. Păi, stai. Asta e alt tunel. Ba nu, mă, asta e tunelul ăla în care am omorât eu pe ăștia. Deci, gândiți-vă, dacă eu continuam treaba prin tunelul ăsta și dădeam și de fraierii ăștia care stau aici câte doi pe rând și așa în paralel, păi, îi luam să mor eu. Da, n-aia, mai ușor așa. Hai să vedem. Mass murderer 12, enemy kills 24, headshots 9, close shots fire 253. Come on. Acum. Misiunea. Get to the castle undetected, wait for briefing on alarm grid. Ok. Deci. Eu am venit, cred că pe aici. Da, pe aici am și venit. Deci trebuie să mă când omor pe tipul ăla, merg undetected pe lângă turnurile astea. După aia o luăm pe aici. Intrăm pe undeva pe aici. Uite, pe acolo cred că o să ieși și intrăm. Și exit-ul e acolo. Perfect. Easy.
În primul rând trebuie să găsesc cum să mă duc undetected. Da, cred că cu ăștia doi mă descorc eu, adică eu mor fără să-i vadă baza și gata. Perfect. Nu mă vede turnul, nu? Dacă ajung până aici. Hai să-l tragem pe ăsta încoa. Adică să nu vadă cei de la bază. Adică dacă se mai întoarce fraierul ăla aici, să nu-l vadă. Hei, uite, se întoarce, se întoarce. Stai. Și acum va trebui să mergem încet până acolo. Easy misiune. Numai că durează mult. Dar nu-i bai, facem în două episoade. Glumeam, mă, ceați. În 5 minute am ajuns acolo. Dar nu putem alerga pentru că... E fraierul ăla care stă cu sniperul acolo. Câte salvatori? 7 salvatori. Ați dau save. Oh my god. L-au găsit. Mort. Fuck, dude. O tras mine, nu trebuia să tragă mine. Perfect. Și am mers normal. Da, cam asta a fost, dar... Ce mă? Păi, mă, trebuie să am misiunea de la început, glumești. 47, nu știu ce, du-te, drecu. Deci trebuie să-l omor și să-l trag pe ăla până aici fără să-l vadă. Deci stați. Îs doi. Uai de ca orice aim am azi. Gata. Easy. Take clothes și acum cred că o să fie bine. Na bun, cred că așa o să fie foarte bine. Bă, fraierul ăsta îi găsește pe aia, mă. Nu, și acum dacă merg normal. Ia, dacă mă vede cu sniperul, da. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. O să fac eu off-camera, o să scap de ăia doi. Adică, da, dacă scăpam on-camera era prea greu, deci. Sper că v-a plăcut acest episod, ne vedem data viitoare. Bye, bye.